Gorjenii aflați în căutarea unui loc de muncă au fost invitați să participe astăzi la Bursa Locurilor de Muncă organizată la Muzeul Județean Gorj. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Psihologilor Gorjeni în cadrul proiectului Egal pe Piața Muncii. Obiectivul principal al proiectului este creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii din județul Gorj. În cadrul acestui proiect au fost organizate cursuri de pregătire profesională, de calificare și inițiere pentru 300 de persoane din județul Gorj. Agenții economici care au participat la această acțiune, 13 la număr, au avut prilejul de a-și recruta personalul direct și în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă pe care aceștia îl oferă. Evenimentul se numește Bursa Locurilor de Muncă și este organizat în cadrul proiectului Egal pe Piața Muncii, un proiect implementat cu sprijin din partea Fondului Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul acestui eveniment, care ne-au confirmat participarea 13 angajatori din județul Gorj, sperăm să ajutăm aceste persoane care au beneficiat de serviciile oferite în proiect să se integreze sau să se reintegreze pe piața muncii. O parte dintre cei care au venit la bursă să lase un CV pentru angajare au sperat să găsească ceva în domeniul în care fie au mai lucrat, fie au calificare, iar alții au spus că orice loc de muncă este binevenit. Deocamdată am găsit. Am găsit. De ce post? Post de conducător auto, șofer. Ați mai lucrat? Da. Și experiență am 1990, deci 20 și ceva de ani. Credeți că o să reușiți să fiți angajat? Să sperăm. E un impediment vârsta, da? Să sperăm. Ce vârstă aveți? 54 de ani. Da, sunt în căutarea unui loc de muncă. Am venit la cursuri, am făcut cursurile. În căutarea unui loc de muncă? Ceva mai bun. Da. Inspector Resurse Umane. Ați mai lucrat? Nu, am terminat un curs, mi-a plăcut foarte mult domeniul și mi-a plăcut să încerc. În prezent, în județul Gorj sunt peste 11.000 de șomeri.